Timp de 3 zile, județul Constanța a fost din nou în centrul atenției pentru practicanții sporturilor cu motor din România. Aproape 100 de piloți și copiloți s-au întrecut pe aproximativ 500 de kilometri, în cadrul celor două etape organizate în Campionatul Național de Rally Raid și 4V Rally Raid Championship. Căldura caniculară, soarele arzător, vântul, praful și relieful Dobrogei au contribuit din plin la o etapă care s-a apropiat încă o dată de condițiile de la Raliul Dakar. La finalul celor două zile de concurs, marele câștigător a fost desemnat echipajul de la clasa SSV Profi, format din Călin Cămărășan și Bogdan Luha. Acesta a fost urmat pe podium de echipajul ucrainean, format din Andrei Solopov și Oleksandr Nereta, care a concurat tot la clasa SSV, și de Frank Fodor, de la clasa Moto. Traseu mult mai tehnic. Da, foarte primul mișto. Primul traseu tehnic, cu părerea mea, de la Constanța de până acum. Da. Anul trecut a fost mult, multă ambele. Viteză. Ambele, da? Au fost de viteză. Anul ăsta a fost mai mult pe tehnic, mult mai multe repere, mult mai multe schimbări de direcție, zone tricky. Una peste alta a fost un raliu foarte mișto. Ne-a plăcut foarte mult și de-abia așteptăm să revenim în octombrie la următoarea etapă. A fost o etapă grea, este a treia etapă din acest an, realizată de către noi, 4V Rally Ride. A fost cald, a fost praf, au fost kilometri mulți. Dacă în Sibiu și în Focșani am dat la munte pe răcoare, prin păduri, a fost un traseu de viteză într-adevăr, pentru că a permis distanțe lungi și secțiuni de 3-5 km fără repere, asta însemnând că poți să-i dai full speed. Dar să nu uităm că totuși 365 de km de parcurs într-o zi pe câmpuri e o provocare dificilă, grea, unde căldura spune cuvântul, oboseala spune cuvântul, praful spune cuvântul și chiar dacă e un traseu de viteză, trebuie să fim ponderați. Vremea caniculară a pus stăpânire pe Dobrogea și a dus la producerea unui incident, care din fericire nu s-a soldat cu accidente grave. Un motociclist a căzut efectiv datorită faptului că nu a avut vizibilitate, a forțat o depășire în spatele altui concurent care a făcut praf, nevăzând a căzut și s-a soldat cu o fractură de coaste, dar totul e bine când se termină cu bine. Mulțumim foarte mult echipei SMUR, de elicopterul care a intervenit într-un timp rapid, coordonatorului din centru de comandă care a coordonat această activitate de intervenție foarte prompt, în așa fel încât contatorul cel rănit a ajuns în condiții de siguranță într-un timp util la spital. Seria întrecerilor organizate de către 4V Rally Raid România în județul Constanța va continua la finalul lunii octombrie, când se va închide în mod oficial sezonul competițional din acest an în întrecerile de Rally Raid.